Staful tehnic și handbaliștii juniori 1 de la CSM Ploiești speră ca lupta pentru titlul național să se decidă pe teren. Ei se tem ca actualul sezon să nu fie înghețat. Din cauza pandemiei, Federația Română de Handbal are în studiu două variante, fie înghețarea campionatului, fie condensarea ultimei părți în luna iunie pentru a se stabili pe teren campioanele la nivel de seniori și, bineînțeles, juniori. În luarea unei decizii va conta mult și evoluția situației din țară și o eventuală nouă prelungire a stării de urgență la mijlocul lunii mai. Dacă aceasta se va prelungi din nou, atunci șansele ca sezonul să fie decis pe teren sunt minime, pentru că din iulie sunt mulți sportivi care au deja semnate contracte cu alte cluburi și aceștia nu ar mai putea evolua pentru actualele lor formații. Antrenorul arbitru Silviu Stănescu este foarte dezamăgit de ghinionul pe care l-ar putea avea o generație cu rezultate. El își dorește enorm ca actualul sezon să se decidă în mod sportiv. Ar fi păcat să ni se anuleze munca din ultimii ani și să nu avem șansa de a lupta pentru titlul de campioni. Putem doar să sperăm că lucrurile vor reintra curând în normalitate și, chiar dacă va fi să încheiem sezonul în iulie-august, federația să ne poată oferi această șansă, a declarat Stănescu pentru site-ul oficial al clubului Ploieștean. CSM Ploiești este aproape calificat la turneul final fiind al treilea sezon consecutiv când echipa reușește acest lucru, bazându-se pe lotul care devenea vicecampion la Junior 2 în 2018 și ocupa locul al optulea anul trecut, trupa ploieșteană crede că se poate implica cu șanse în lupta pentru titlul de campioană națională.